Domnul, da, am înțeles. Am înțeles. Dar dumneavoastră ne cereți aici până atunci ca să stabilim acea suprafață de 80 de hectare. Adică noi să votăm că nu mai sunt acele 30 de hectare și după aia vă ce doați în instant și aflați unde sunt acele 30 de hectare, nu? Să voteze cine vrea de aici, care știe unde sunt acele 30 de hectare. Dar dacă sunt persoane care se judecă că trebuie 4-5 ani și două persoane, nu că am ceva cu viceprimarul, e departe bun. Păi de 2 ani de excepționat asta aceea, de 3 ani s-a făcut nimic în privința instanțului. Păi duceți în oară în instanță, vedeți unde sunt hectarele și după aia votăm. Nu, dumneavoastră nu știți să citiți. Eu am înțeles foarte bine mesajul. Citiți ce a scris aici. Da? Citiți, vedeți, vă citesc eu? În localitatea Malul Mare, am venit cu doamna primăriță de la Adela și are în administrare preajba mică, preajba mare, preajba nouă, Selbrosu și Malul Mare. Și nu are un metru pătrat exact, dar are un țărator. Și are 5 milioane jumate de euro. Buget! Păi domnul primar, la Malul Mare avea Izlazul. Și noi îl avem înscris în monitorul oficial al României. Ne poate confirma doamna secretar, 103 sau 109 hectare în monitorul oficial al României. Dumneavoastră veniți și ne spuneți că mai este decât 80. Scoateți? Da, pentru că l-a avut în regulă. Noi nu l-avem în regulă. Asta e problema. Au dispărut niște hectare din teren. Dumneavoastră înțelegeți despre ce vorba. Cineva a șușit așa niște. Păi asta e vorba. Și vreți ca noi acum prin votul nostru? Vreți ca noi acum prin votul nostru? Da? Să ne dăm dreptate celor care au luat acel pământ. Nu, haide ca să ne revenim. Deci, eu am explicat și la timpul respectiv în 2018 când Coanda a făcut măsurătorile. Adică a fost legea aia tâmpită a lui Ponta când a fost premier și a întors legea 165, reinventarierea, remăsurarea și de-aia m-au gratuit. Mai multe. Spărut ceva. Votați atunci diferite. Când am... Aici trebuie votat. Votezi una ta. Atâta clare că acum tot are titlul de proprietate. Simplu. Domnul Ilie Dumitru. Dar are titlul, nu e al nimănui. Clare care sunt neocupate. Simplu, foarte simplu. Împătă 20 de hectare și... Votezi una ta. Eu nu pot să votez un furt de teren. Atâta timp cât sunt dispărute 20 de hectare și nu știe nimeni unde sunt, înseamnă că sunt furate. Nu sunt furate, domnule. Dar spuneți-mi unde sunt atunci. Sunt goluri în tarlave care sunt neocupate, simplu, foarte simplu. În pătratul ăsta nu e nimeni pus. Domnul, vorbind... Garanta 100%. Să ridic acum topo, este adevărat. Ridică tot ce e. Ridică tot. Da. Și se depistează unde este liber. Fără titlu de proprietate, simplu. Domnul Ilie Dumitru. Nu are titlu, nu e al nimănui. Pe mandatul fostului primar și domnul vice, era și dânsul atunci, domnul vice, am cerut ca să măsurați acel izlaz, să ridicați topo, că unde e pământul? Să ridicați topo și să-l bornați. Domnul viceprimar, în acea hotărâre a spus inclusiv să-l bornați, să-l bornați, să-l vedem și noi. Păi nu, nu era mine doar la nu, pe mandatul fostului primar a spus. Nu, când s-a făcut ăsta, îi spun data, dacă nu îi scris aici. Așa. Este pus pe mandatul când era mine doar la bornați. Și s-a votat atunci ca să fie bornat. Eu am votat, ca nu se fac acte exact. Domnul Vitar, depinde și consilier. Eu am interesat vreodată izlazul comunal. Da, sigur că da. Mă interesează unde au dispărut cele 20 de hectare. Nu, păi și ce ai făcut în lucrul ăsta? Ce ai făcut? Nu știu unde e izlazul. Dar ce ai făcut, domnul Vitar, ca să afli de ele? Ca să aflu de ce? Aici de 100 de ani. Puteți să spuneți, dumneavoastră cam ce ați fi putut să fac? Păi nu, că eu poate nu știu. Ceva, ai depus ceva. Da, s-a dat o hotărâre de Consiliul Local prin care s-a cerut nu, ridicarea, domnul, la insistențele mele. Da, chiar arată-mi când ai făcut. Spuneți, domnul, s-a făcut nu? Spuneți și lui că el dacă nu știe... Păi s-a dat hotărârea pe fostul. Gata. S-a dat hotărârea? Singura abonare a izlat. Ne poate spune doamna secretar de ce nu s-a abonat? Singura abonare a fost la poșunea mea la prietăi. Ne puteți spune dumneavoastră cu acea hotărâre cu bornarea de ce nu s-a abonat? Știți bine despre ce vorbesc. Acea hotărâre după timpul fostului primar, când s-a dat hotărâre de consiliu, să se ridice topul izlazul Comunei Coșovei și să fie bornat. Da, am votat și lucrul ăsta. Eu am votat și lucrul ăsta. Am votat și în sine. Mai sunt alte discuții. Nu. Aveți materialul mare. Doamnă. Da, doamnă. Da, doamnă. Doamna secretar.
Eu n-am zis că n-a fost măsurat. Am zis că s-a hotărât atunci inclusiv să fie bornat. Și voiam să mă întreb de ce nu a fost bornat. Doamne, lăsați-mă cu plajă. Eu vreau să văd bornele pe teren, să văd și eu unde e izlazul. Lăsați-mă cu urtile ăștia. Lumea când trece pe acolo cu mielul să-l paște, vrea să vadă unde intră cu el. Trece izlazul sau nu trece? Borna. E pusă? Sunt păi, de ce n-a fost bornat? Da, a fost votată. Păi nu dumneavoastră de bornat. Da, dar acele hotărâri du... Domnul primar, mă interesează de izlazul, dar nu, da, n-ai cu cine să vorbești. Traduceți-i domnului primar ce înseamnă la Borna un loc. Plata până nu tu vrei să fie bornat să tragem gard, nu? Ca să vezi tu, să nu intre. Deci trebuie să bornat când înseamnă a trage gard. Nu, dar asta vrei tu, că nu vezi. Dar e, dar e.